Nu vreau să mai lungesc în niciun caz, nu vreau să... Dar poate că citirea unui fragment din Sfântul Iustin Popovici poate că ne-ar face foarte mult bine. Nu, de fapt, nu din, ci din Sfântul Nicolae Velimirovici. Dacă îl găsesc, o să îl citesc și... Un moment. Fragmentul este, nu o să vi-l citesc pe tot, pentru că este mai lung, dar este absolut fascinant. Este din Cugetări despre bine și rău, din anul 1939, al episcopului Nicolae Velimirovici, părintele spiritual al lui Iustin Popovici. Și dacă vreți, o descriere teologică a lumii în care am trăit și trăim, fără a judeca pe nimeni și fără a arăta pe nimeni cu degetul, dar o mai bună înțelegere și mai bună discernere a ceea ce trăim. Spunea Sfântul Nicolae Velimirovici, apusul trăiește în zbuciumare, răsăritul în resemnare. Apusul roade neîncetat din pomul cunoștinței și simte că este tot mai flămând după știință. Răsăritul stă sub pomul vieții, dar nu se poate întinde să culeagă fructul. Apusul ține la organizare, tocmește neîntrerup lucrurile din afară, în vreme ce valorile lăuntrice pierd una după alta. Răsăritul cultivă neobosit valorile dinăuntru, în vreme ce valorile din afară cad și se prăpădesc. Apusul clădește turnuri babilonice, însă pentru că sunt clădite din piatră necioplită și totdeauna înclinate într-o parte, turnurile se dărâmă repede. Răsăritul cioplește cu sudoare piatră după piatră și reușește să cioplească piatra cea mai frumoasă, dar nu este în stare să facă din ea o clădire. Apusul face să se cultive lucrurile și ele strălucesc, iar omul să se învăticește și se acoperă din întuneric. Răsăritul face să se cultive oamenii și unii din ei strălucesc, dar lucrurile stau în sălbăticiune și cresc în ciulim. Apusul crede în faptele omului în primul rând, în faptele lui Dumnezeu în rândul al doilea și în Dumnezeu în rândul al treilea. Răsăritul crede în Dumnezeu, dar nu pune niciun preț pe faptele lui Dumnezeu și înlătură faptele omului. De aceea apusul nu are unitate, nici nu poate ajunge la unitate, pentru că unitatea se află numai în Dumnezeu. Și de aceea activitatea apusului trece așa de des la război, iar pacea răsăritului la resemnare. Dar pentru ce se întâmplă toate acestea, mă întreb, copile? Pentru că apusul nu-și poate însuși pe Hristos, iar răsăritul nu-și poate însuși pe Iisus. Sau cu alte cuvinte, pentru că apusul recunoaște pe om, nu pe Dumnezeu, în vreme ce răsăritul recunoaște pe Dumnezeu, dar nu recunoaște pe om. De aceea apusul trăiește în zbuciumare, iar răsăritul în resemnare. Iar Iisus Hristos întinde amândouă mâinile ca să cuprindă într-o brățișare răsăritul și apusul, dar nu poate. Nu poate să strângă în aceeași îmbrățișare răsăritul din cauza nirvanei din el și apusul din cauza sărilor din el. Iată, răsăritul și apusul sunt în sufletul tău. Zbuciumarea și resemnarea sunt semințe din aceeași arie. Pomul cunoștinței și pomul vieții cresc unul lângă altul, răsăritul și apusul se izbesc în fiecare om. Dar nu înfățișează o vecinătate, ci un duel. Dacă răsăritul și apusul ar înfățișa vecinătatea și un duel, atunci pacea ar domni în om și în lume. Zbuciumarea și resemnarea ar fi înlocuite atunci puterile pozitive și bune. Cunoaște pomul vieții și te vei vindeca de bolile apusului și de bolile răsăritului și vei fi un om sănătos și întreg. Iar un om sănătos și întreg este optimist. Atunci activitatea și credința vor lua locul bolilor amintite și vor înflori pe gunoiul zbuciumării și al resemnării. Cugetări despre bine și rău, 1939, anul în care a început cel de-al doilea război mondial. Anii unei zbuciumări cumplite pentru
întreaga noastră umanitate. Mulțumim mult și așteptăm la atenție!